la pole. A venit vara la mașină, fac o baie în mare. În care e cea mai curată plajă. Va avea și apa vreo 15-20 de grade. Decembrie chiar că n-a făcut în mare. Ce mai am făcut în noiembrie? Vă trei. La euforie. Uite așa vin scările foarte frumos. Reconstituind drumul de sus de la Notre-Dame. Gard. Mai că la coborâre e altceva, mult mai ușor. Pe direcția roții. De la portul vechi. Chiar e. Jos stai scântăturile alea. Am venit pe acolo, hai să o luăm pe aici acum, așa ca să închidem frumos cercul. Acum vine strada aia care e jos direct. Ah, ia uite cum arată. Super tare. Vin casele. De aici încep. De sus. Uite cum pierd ele. Câte la scări îți dai seama. Vine. Notre-Dame de la Gard. Uite, aici se vede foarte bine la scări cum sunt casele, uite. Hup, taie din ea. Acolo e mai înalt, aici e mai jos. Foarte tare. Exact cu... Aici e și mai bine. Diferența se vede când au făcut și scări. Au făcut drept așa și cum a scări, să-ți dai seama cum
Fiyarlar lan. Andre Aun, i-au pus ăștia un nume la bulevardul ăsta. Urcă la cer. Catedrală. Și totuși mașina aia 60 n-are drum pe aici. Așa cred. Notre Dame, de la gard. Uite și Dusterul nostru. Doamne, frumos. Ia, una, două, trei, patru, cinci. Nu cred. Ce sadic eram, îmi gândeam eu dimineața să facă un cross în sus, dar în jos de ce nu l-ar face? Să fie pe viteză. În sus îl vroiam eu. Să scoată untul din ei. Da. Că mi-era mie greu să fie și la alții. Bun.